Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Înalt preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, dragi elevi și însoțitori ai lor, iubiți credincioși pelerini, astăzi biserica noastră prăznuiește pe Sfinții Împărați, întocmai cinstiți cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Această sărbătoare este deci închinată primului împărat creștin și mamei sale, care l-a crescut și l-a educat și l-a inspirat în toată lucrarea sa ca împărat creștin. Sfânta Elena, deci, este nu doar mama împăratului Constantin cel Mare. Ea nu este numită împărăteasă pentru că a fost mama împăratului, ci pentru că el i-a dat titlul de Augusta. Augustus se numea doar împăratul și deci a avut demnitatea de împărăteasă. Sfinții împărați Constantin și Elena sunt expresia unei lucrări directe a lui Dumnezeu în viața Imperiului Roman. De aceea, troparul sărbătorii spune: chipul crucii tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați, apostolul tău, Doamne, împărătească cetate în mâinile tale a pus, pe care o păzești-o totdeauna în pace, pentru rugăciune născătoare de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Dacă am fost atenți, am văzut că atât apostolul cât și Evanghelia, pe care le-a rânduit biserica să fie citite la această sărbătoare, au o semnificație deosebită. Apostolul de astăzi vorbește despre convertirea neașteptată a unui prigonitor al bisericii, și anume Saul din Tars, din Tarsul Cilicii, care mergea împreună cu un grup de oameni trimiși în mod special de la Ierusalim ca să aresteze pe creștinii din Damasc și să-i persecute. Și pe când se apropiau ei de porțile Damascului, în amiaza mare, o lumină mai strălucitoare decât soarele, ne spune apostolul de astăzi, care s-a citit, l-a orbit pe Saul din Tars și l-a trântit la pământ. Și un glas a zis: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și l-a întrebat: cine ești, Doamne? Când a zis Doamne, de fapt, a și dat răspuns, și anume că cel care l-a interogat este Dumnezeu. Și atunci Saul a înțeles că el prigonește pe Hristos. Prigonind pe creștinii care credeau în Hristos, el de fapt prigonea pe Hristos. El lovea în ei, iar el, Hristos, capul bisericii, simțea durerile lor.
De aceea numai Sfântul Apostol Pavel, în întreg Noul Testament, vorbește despre relația lui Hristos cu Biserica într-un mod neobișnuit, și anume El este capul Bisericii și Biserica este trupul Său. Atunci, în fața porților Damascului, El a înțeles că între Hristos și Biserică este o legătură nedespărțită, că cine persecută Biserica, lovește în Hristos. Și din momentul acela, Saul se va creștina, va deveni creștin și va deveni apoi, după o pregătire de 3 ani în pustie, în rugăciune și în citirea Sfintelor Scripturi, cel mai mare dintre misionarii Bisericii, dintre vestitorii Evangheliei Mântuirii lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre lucrarea Duhului Sfânt în convertirea Sfântului Apostol Pavel, care era prigonitor al Bisericii și a devenit cel mai zelos, entuziast și jertfelnic dintre apostoli, zice: ai văzut tu lucrarea Duhului Sfânt în viața Sfântului Pavel? A pus lupul să păzească oile. A pus lupul să păzească oile. A transformat un prigonitor într-un misionar trimis al lui Hristos. De aceea troparul de astăzi îl compară pe Sfântul Constantin cel Mare cu Apostolul Pavel și spune: chemarea nu de la oameni luând, ci direct de la Dumnezeu. Deci Sfântul Apostol Pavel a fost direct chemat de Hristos ca să se convertească și din prigonitor să devină apostol, propovăduitor al Evangheliei sale și mărturisitor al lui între neamuri, între toate popoarele lumii. Prin asemănare, Sfântul Constantin produce o transformare radicală în Imperiul Roman. Împărații dinaintea lui erau prigonitori ai creștinilor. El, după ce a biruit în anul 312 pe adversarul său Maxențiu, în anul următor, prin edictul de la Mediolanum sau Milanum de astăzi, a dat libertate tuturor cetățenilor din Imperiu să creadă după cum dorește fiecare. Acest edict de toleranță a însemnat însă pentru creștini încetarea persecuțiilor. Dar Sfântul Constantin nu doar a dat libertate religioasă tuturor cetățenilor, ci în mod deosebit i-a cinstit, prețuit și a ajutat pe creștini, fiind îndemnat de mama sa, Elena, care era creștină. Deci, Sfântul Constantin devine apostol între împărați. De aceea troparul spune: între împărați, apostolul tău, Doamne. Și el este numit uneori episcopul din afară, episcopus ad extra, în limba latină. De aceea, astăzi, Biserica
a rânduit ca să ascultăm Evanghelia despre păstor, care se referă la Hristos, păstorul, și care este și ușa mântuirii. Dacă cineva va intra prin ușa aceasta, se va mântui. Deci textul Evangheliei acesteia se citește de obicei la ziua de pomenire a unui ierar, a unui episcop, pentru că el s-a purtat față de biserică în mod cu totul deosebit, și anume a devenit protector al bisericii. Sfântul Constantin cel Mare, în anul 321, a declarat duminica în tot Imperiul Roman ca fiind zi de odihnă și de zi de sărbătoare. Și biserica a văzut în el un apostol, un protector al bisericii și un mare împărat creștin înțelept, care a zidit mai multe biserici mari în răsărit și ne-a pus la îndemnul mamei sale, Elena. Sfântul împărat Constantin cel Mare a domnit între anii 306-337. El a avut o grijă deosebită pentru unitatea bisericii. De aceea, după ce a învins în anul 324 pe adversarul său Liciniu, care încă mai prigonea pe creștini, deși împreună în 313 au semnat edictul de toleranță, de libertate religioasă, după ce l-a învins pe Liciniu și a devenit singurul împărat în întreg Imperiul Roman, în anul următor a convocat sinodul ecumenic, adică toată lumea, la Niceea și a statornicit dreapta credință în fața ereziei preotului Arie din Alexandria, care învăța că Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat, ci o persoană umană îndumnezeită sau înduhovnicită. Și așa, la Niceea, biserica, prin cei 318 episcopi chemați și găzduiți de către împăratul Constantin cel Mare, a formulat primele 7 articole din crezul care se va numi Niceu Constantinopolitan, după ce în 381 a mai fost completat cu 5 articole despre Duhul Sfânt și despre biserică. Deci de la Constantin cel Mare avem și această preocupare pentru unitatea bisericii, pentru mărturisirea dreptei credințe și unitatea bisericii. În anul următor, în 326, Constantin cel Mare a trimis-o pe mama sa, Elena, la Ierusalim ca să caute crucea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și după multe căutări a aflat adevărul că, de fapt, Sfânta Cruce este îngropată undeva adânc, sub un templu păgân. Atunci împăratul a dat ordine să fie dărâmat templul păgân și sub templu au fost găsite 3 cruci. Crucea Mântuitorului și crucile celor 2 tâlhari care au fost răstigniți împreună cu el. Și în mod minunat s-a aflat care este crucea Mântuitorului Iisus Hristos și a fost arătată mulțimii de către episcopul Macare al Ierusalimului. Deci,
E foarte interesant de reținut faptul că totdeauna icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena plasează Sfânta Cruce între cei doi împărați, între Constantin și mama sa Elena. De ce? Pentru că Sfântul Constantin a văzut în Ameaza Mare, în data de 28 octombrie 312, înainte de confruntarea sa cu împăratul Maxențiu lângă Roma, a văzut crucea pe cer, iar mama sa, Elena, a descoperit crucea în pământ, la Ierusalim. Și deci crucea leagă cerul cu pământul și binecuvintează întreg universul prin iubirea lui Hristos răstignit și înviat. Deci, în mod tainic, acești slujitori al lui Dumnezeu sunt și mărturisitori a iubirii lui jertfelnice și a biruinței lui prin cruce și înviere. Sfinții împărați Constantin și Elena au ajutat biserica să construiască multe lăcașuri de cult. Au ajutat biserica să-și redobândească averile confiscate în timpul multor ani de persecuții. Atunci când erau comunități creștine mai mari și nu aveau biserică, împăratul Constantin a oferit bazilicile, care erau clădiri publice pentru ceremonii și locuri de judecată imperială. Și aceste bazilici, adică bazilica înseamnă casă împărătească, au fost donate bisericii ca să devină lăcașuri de cult. Așa cum vedem la Trier, în Germania, unde se păstrează încă o biserică de pe timpul lui Constantin cel Mare, care înainte era un tribunal public. Deci, Sfântul Constantin cel Mare ajută biserica în lucrarea sa misionară. A ajutat biserica pentru că biserica, la rândul ei, a ajutat pe săraci, pe orfani, pe bolnavi, pe bătrâni. Lucrarea aceasta filantropică sau caritabilă a bisericii a început cu ajutor din partea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pe lângă lucrarea liturgică, deci, a fost dezvoltată și lucrarea social-filantropică. Dar mai mult decât atât, la sfatul mamei sale, Constantin cel Mare a schimbat multe legi din Imperiu, legi păgâne. Și astfel a interzis tortura, a interzis răstignirea celor condamnați, a interzis drobirea picioarelor și însemnarea corpului cu fierul roșu, pentru că el socotea că aceasta este o umilire a demnității umane. De asemenea, a întărit familia, a interzis adulterul și avortul, uciderea copiilor prin avort. Deci, de pe timpul lui, vedem legislație de inspirație creștină. Sfântul Constantin cel Mare, deci, a schimbat mentalitatea păgână și a introdus o vedere creștină asupra vieții particulare, dar și sociale. A zidit, la sfatul mamei sale Elena, biserică în Ierusalim, Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii, Biserica Înălțării pe Muntele Măslinilor și Biserica Nașterii Domnului la Betleem.
De asemenea, la Roma a zidit Biserica Sfântul Ioan din Lateran și Sfântul Petru din Vatican și încă alte biserici mai mici. Deci au fost împreună ctitori de biserici și mărturisitori a iubirii jertfelnice a lui Hristos pentru lume. Sfânta Elena a trecut la Domnul în anul 327, iar Sfântul Împărat Constantin cel Mare în 337, 10 ani mai târziu. În încheiere dorim să spunem că acești sfinți împărați au avut o grijă deosebită și pentru teritoriul țării noastre. Lucru mai puțin știut și mai puțin din nefericire anunțat sau accentuat. El s-a născut aproape de teritoriul României, în orașul Naissus, care astăzi se numește Niș, în Serbia. S-a născut în secolul al III-lea, în a doua parte a secolului al III-lea, și Naissus făcea parte din Dacia Mediteraneea, care avea în proximitate provincia Dacia Felix. În toată această regiune au locuit daco-romani. De aceea, până astăzi, românii din Valea Timocului sunt continuatori ai creștinilor din secolul 4 și 5 și 6. În secolul al 7-lea au venit sârbii, slavii de sud, iugoslavii, și aceștia s-au creștinat două secole mai târziu, în secolul al IX-lea. Dar înaintea lor au fost creștinii daco-romani. Și pe acești creștini daco-romani i-a ajutat Constantin cel Mare și mama sa Elena. Cum i-a ajutat? I-a ajutat pe creștinii din Dacia Mediteraneea, dar mai ales din Dacia Felix, care între timp a fost ocupată, invadată de goți în secolul al IV-lea, la început, și acești goți se purtau urât cu creștinii. Și atunci Constantin cel Mare, în 322, i-a învins pe sarmații păgâni din părțile Banatului și Panoniei. Și 10 ani mai târziu, în anul 332, a dus război împotriva goților și i-a învins și pe goți. Dar în mod neașteptat a încheiat o pace foarte prietenoasă și cu sarmații și cu goții, încât le dădea anumite cantități de aur în fiecare an, iar de la aceștia învinși cerea să trimită tineri pentru a fi instruiți militari ca să apere Imperiul în fața altor popoare migratoare păgâne. Și a cerut goților să vă purtați frumos cu creștinii. Deci scopul său a fost nu ca să-i umilească pe sarmați și pe goți, ci să-i atragă la creștinism. Și astfel el a continuat lucrarea de creștinare sau încreștinare a daco-romanilor și chiar a goților de pe teritoriul Daciei, al României de astăzi, mai ales Banatul și Oltenia. Și aceasta a fost posibil pentru că Sfântul Constantin cel Mare, la sinodul din 325 de la Niceea, a întâlnit pe episcopul Teofil al Goției, adică al Daciei, pe care o stăpâneau atunci goții, și a înțeles necesitatea
continuării lucrării misionare de creștinare a populației dintr-o regiune cunoscută de el, pentru că era aproape de locul nașterii sale, de Naissus, dincolo de Dunăre. Deci Constantin cel Mare a zidit biserici în Oltenia, a ajutat pe creștinii de acolo și, în mod deosebire, ține faptul că după cucerirea Daciei de către romani în 105-106, de către Traian, din cauza valurilor de popoare migratoare care veneau din răsărit, administrația romană din Dacia, în timpul împăratului Aurelian, a început să se retragă. Și atunci Dacia trebuia recucerită. Și cel care a recucerit Dacia, după abandonarea ei de către împăratul Aurelian, după anul 270, a fost Sfântul Constantin cel Mare, care prin bătăliile din 322 și 332 a recucerit teritoriul Daciei și a ajutat pe creștini. De aceea, la Roma, unde se află în mod surprinzător arcul său de triumf, care seamănă cu o catapeteasmă ortodoxă, o poartă centrală mai mare în mijloc și două porți laterale mai mici. Și deasupra, pe frontonul acestui arc de triumf, ridicat în cinstea Sfântului Constantin cel Mare, se află patru figuri de daci. Iar el poartă și numele de Maximus Dacicus, adică cel care a recucerit Dacia și a devenit cel mai mare protector al dacilor. Deci este foarte important să reținem acest lucru, fiindcă se vede prin aceasta dragostea lui pentru această regiune, care nu era în stăpânirea lui, pentru că el era împărat pentru Occident. Dar printr-o înțelegere din 314 cu împăratul de răsărit Liciniu, a cerut el să intre în jurisdicția sa și această regiune pe care o prețuia foarte mult. De aceea, în Oltenia se află foarte multe biserici, vreo 70 închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena. Și cum a procedat el? A făcut un pod de piatră peste Dunăre, cu jumătate de kilometru mai lung decât podul lui Traian de la Drobeta Turnul Severin. Podul a fost înălțat de Constantin cel Mare, anume ca să poată avea acces spre Dacia pentru recucerirea ei, și acest pod a avut la capătul său o cruce de piatră ca semn al biruinței creștinismului asupra păgânismului. Și podul era plasat pe teritoriul Daciei în localitatea Sucidava, corabia de astăzi. Deci, pe scurt, sau în concluzie, Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost binefăcători ai întregii creștinătăți și, în mod deosebit, ai celor care, ai creștinilor din zona țării noastre, pe teritoriul țării noastre. Și noi astăzi felicităm pe toți cei care poartă numele de Constantin și Elena, sau derivate, Costel, Costică, Costinel și multe alte derivate românești, drăgălășenie, cum se numesc diminutivele acestea. Și în același timp explicăm faptul că
Educația primită de el, de împărat, de la mama sa Elena, a devenit un model de educație pentru toți copiii și tinerii creștini. De aceea, la sărbătoarea lor, după Sfânta Liturghie, vor fi premiați aici o mulțime de copii și profesorilor sau îndrumătorilor, pentru că au câștigat fiecare în eparhia lui premiul întâi la concursul catehetic Rugăciunea în viața mea. Deci copiii cei mai talentați sunt aici prezenți și vă dorim tuturor multă sănătate, credință puternică și ocrotire de la Sfinții Împărați Constantin și Elena spre slava al Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.